Sau și bine v-am găsit la un nou episod din The Sims 4, hai să continuăm. Poate vedeți voi acolo ceva ciudat și e faptul că am 180.000 de bănuți. Nu am folosit niciun cheat, pur și simplu am descoperit chestia asta din greșeală și o să vă arăt mie de despre ce e vorba. Mergem aici la Options, Manage Worlds și dăm Save and Manage Worlds. Ori e un bug, ori așa ar trebui să comportă jocul, nu-mi dau seama. Dar e o metodă foarte rapidă de a face bani și poți să faci cam câte 20.000 pe chestie de asta. O să vă arăt acum despre ce e vorba. Ce-am făcut? Vreau să-l mut pe Max Junior într-o casă nouă și am mers aici la Household Management. Merg aici la Transfer Sims Between Houses și dau un household nou. Deja am dat 20.000 de bănuți și zic să-l transfer pe, să-l transfer pe Andreea. Transfer Sim. Și a făcut un household nou. I-a dat 20.000 de bonuți. Iar acum, tot ce trebuie să faceți e să transfer Sim between așa. Dăm înapoi pe casa noastră. Și când îl transferi înapoi, îți dă aia 20.000. Ți-i dă la casa asta la altă. Și poți să strângi așa o grămadă de bani. Uitați-vă, 200.000. Nu știu de ce te lasă să faci chestia asta, dar oricum. E destul de ciudat. Bun, hai să ne întoarcem. Faza e că am încercat să-l transfer pe Max Junior într-o casă, doar el, și nu-mi dă bănuții ăștia toți. Mă gândesc să fac altceva. Transfer stream between houses, create household și mergem aici și-l transferăm pe el. Așa. Transfer stream between houses, hai să mai transferăm Played, așa, Oasis Springs. Not in world. Să vedem unde e el. Unplayed? Ar trebui să fie. Played. Ok, infinite. Hai să mutăm și fetele. Le-am mutat și pe ele. Acum, din familia asta, facem una nouă și transferăm fetele. Și acum pur și simplu o să le transferăm înapoi. Și ar trebui să-i dea bani lui Max Junior. I-a dat? I-a dat, uite că merge. Bun, hai să facem 100.000 așa. Nu a mers. Oricum, chiar dacă stăteam eu să strâng bani pe metoda normală, nu puteam să-i dau banii lui Max Junior să se mute în cabana aia. Pentru că nu te lasă. Ori muți familia cu totul, ori nu poți să muți o singură persoană. Așa că asta e singura variantă. Din nefericire. Bun, o să facem tot așa new household. Pe care le mutăm înapoi. Le băgăm aici în familia Infinite. 68.000, aproape am făcut bănuții. Să vedem. Oasis Springs, not in world, nu. Tot așa le mutăm pe ele. Și acum le mutăm înapoi. Faceți chestia asta câteva ori și deja ați strâns o grămadă de bani. Nu e cea mai ușoară metodă, adică nu e cea mai corectă metodă, dar având în vedere că dacă strângi bani cu o familie, nu poți să muți o singură persoană din familia aia, e destul de aiurea. Și asta e singura metodă de a face chestia asta. Bun, le mutăm încă o dată și după asta o să aibă Max Junior bani să se mute singur. Transfer. Le mutăm pe ele în... Uite așa. Ei, și acum el are bani să-și cumpere cabana și o să se mute el cu prietena lui. Fetele o să se mute înapoi în familie până când o să le găsești și lor prieteni. Ei, și acum mergem așa. Move household. Și îl trimitem pe el în cabana asta. O să cumpere furnished. Și o să o cheme și pe prietena lui aici să stea cu ea. Bun. El e singur acum. O să trebuiască să le găsim și fetelor prieteni. Cred că o să le trimit în clubul ăla nou.
Da, v-am zis, vreau să fac niște chestii noi, vreau să mai încercăm chestii noi în The Sims, pentru că prea am făcut același lucru. Vreau să încercăm lucruri noi. Tot cu aceeași familie, dar încercăm niște chestii în plus. Bun, asta e casa lui Mac Junior. Eu zic că e destul de faină. Momentan e destul de mare. Play games, se joacă pe telefon. Hai să dăm aici... invite to hang out at current lot și o chemăm pe prietena lui Cassandra. Și hai să vedem că îi dă opțiunea să o invite să stea cu el. Nu știu exact dacă îi dă opțiune. Bine, de ce stă în papucii aia cu iepurași? Foarte interesantă costumație. Băi, unde te duci, mă? Măi, unde te duci? Pe bune, nu m-a văzut că stau aici, s-a dus să bată la ușă. Ok. Call over. Hai, vină încoace. Ce faci? Stă cu spatele la mine acum. Express fondness. Trebuie să-i creștem puțin bara roz. Offer rose. Hai, că te-am învățat, Max. Știi cum. Așa, bravo. Show off muscles. Putem să facem uhu. Oare vrea? O chestie pe care nu avem aici în casa asta și pe care o să o fac e o sală. N-avem sală de sport și chiar vreau să fac. Mă gândesc că uhu îi crește și bara. Da, deja i-a crescut aproape un sfert din bara aia. Și o să invităm și familia Max și pe fete. O să le invităm la noi. Cred că o să fie destul de fain. Și cred că e schimbare bună, binevenită. Ca Max Junior să se mute singur. Ia să vedem cum arată casa de sus. Foarte tare, mie unul chiar îmi place. Îmi plac foarte mult cabanele astea. Bine, asta e destul de mare. Mie îmi plac alea mai micuțe, dar și asta e foarte faină. Și uitați-vă puțin cât de mișto e chestia asta. E un mic lac în jurul casei. Poți să și pescuiești, am impresia. Dacă nu acolo, poți să pescuiești aici și tot ai loc. Ești ca într-o pădure aici, în mijlocul pădurii. Zici că mă joc de fore sau ceva. Ok. Profess Undying Love. Hai că n-am terminat. Try for baby sau propose? E cam de vreme pentru try for baby sau propose, așa că nu o să dau niciuna din astea două. Îi spune că o iubește acum, din carte. Îi spune o poezie, cred. Care-s chic? Compliment appearance. Kiss hands. Hai să-i dăm și un flirt. Avem pe aici un flirt? Era parcă. Romance. Unde ești, mă, flirt? Uite-l aici. Să mărim bara. Poți să-i mai dau o dată uhu? Hai să vedem, mărește bara și mai tare dacă-i dau. Deja că o să vrea. Adică uhu după uhu. Uitați-vă cât de lung e patul ăsta. Holy shit. Parcă e prea lung. Vrea, bineînțeles. S-a mărit bara oare? O să vedem acum după ce terminăm. Nu poți să vezi nimic acolo, că s-au băgat sub pătură. Bine, se vede patul cum se mișcă. S-a mărit, ia uitați-vă, aproape e la maxim. Mai avem un sfert. Kiss. Îi dăm un kiss cheek. Express phone. Trebuie să facem ceva, să reușim să o... facem să se mute în casă cu noi. În afară de să ne căsătorim cu ea. Însă are propose, dar ask to move in ar trebui să fie. More choices, romance. Flirt. Whisper seductively. Am putea să-i dăm propose, dar parcă e prea devreme, nu știu, așa mi se pare. Kiss. More choices, romance, embrace. Mărim bara asta de 12 ani, ne ocupăm de aia verde.
Dar e fain că ei sunt singuri aici, adică... Nu trebuie să stea cu familia sau nu știu ce. Stau ei singuri, într-o cabană, foarte fain. Passionate kiss. Ia uitați-vă. Ce tot îmi dai 3 for baby, măi? Mi se pare seductiv, le. Da, passionate kiss. Am învățat de la Max. L-am învățat, Max, ce trebuie să facă. Sexy pose. Be enticing. Că acum e flirty și ai toate chestiile astea cu flirty. Dar trebuie să dăm pe friendly și să vedem. Ask to move in. Holy shit, asta era. Era la friendly, de fapt, ask to move in. Nu mă așteptam. Click OK to... OK. Uite că a acceptat. Și acum o facem să se mute cu noi. Aha, asta e familia ei. E fata lui Bella Goth și Alexander Goth. Nu mă așteptam. Shit, nu... Ai, nu să mă mut cu familia ei. Doar ea. Ok. Și au ceva bănuți. Au 133.000. Oricum nu i-am întrebat pe părinții ei dacă o lasă. Dar uite că... Pur și simplu am luat-o. Și dacă ea a vrut... Asta e tot ce contează. Bun. Și acum e și ea cu noi în casă. Nu știu de ce a teleportat-o în partea cealaltă a hărții. Da, putem să controlăm și pe ea de acum. Loves the outdoors. Getting outside is often a requirement for the Sims. Aha. Ok, îi place pe afară ei. Ce mă gândeam să fac? Că e foarte fain aici, afară, în aer liber. Nu prea mai avem bani. Mai am 2000. Avem... Ia să fac eu să putem să facem bani, painting. Și îl punem să facă painting și pe amândoi, de fapt. N-are niciun rost să-i pun să fac altceva, pentru că ați văzut și voi câți bani se fac din painting. Stai să mă gândesc, cum era ăla? Paint? Painting, painting creative, painting in... Așa, asta era. Bun, și 350 pe bucată. Cred că le facem uite așa, una acolo, una acolo și una puțin mai încoace. Ceva de genul ăsta și e foarte fain, cred, să pictezi în natură. Gândiți-vă puțin cât de fain trebuie să fie. Oh, stai așa că nu vreau să mut tot copacul. În afară de asta, probabil vom face o sală de forță tot afară. Ca asta cred că e cea mai faină chestie. Uite, a venit și un vecin. Flirty painting, hai să-i învățăm pe amândoi să picteze. Mac Jr. deja știe. Și a venit soțul Julisei. Asta e fostul soț al Julisei, ex-ul. Au venit la noi în vizită, dar hai că noi avem treabă momentan. Ok, vorbesc ei doi acum. E foarte faină zona asta, nu știu, îmi place. Foarte fain. Ce pictează ei acolo? Ok. Dacă pun tot așa, se vede și casa din spate. Da, nu se vede copacul ăsta de aici. Dacă mă apropii, copacii dispar ca să nu te încurce, dar... Îmi place mai mult când mă uit așa și văd toți copacii. Amândoi pictează cam aiurea. Adică ați văzut și voi pe Andreea cum picta. Făcea niște masterpiece-uri, dar ei nu prea se pricep. O să facă level totuși. Max e la... Fac Max Junior, tot timpul uit să-i zic Junior. Max cât are... Painting level 6 tocmai a făcut. Ea are level 1, n-a făcut deloc până acum. Dar o să obișnuiască și o să facă o grămadă de bani așa. Bine, știu că există posibilitatea să tot mut oameni dintr-o casă în alta și să fac câte 20.000, dar sincer ce rost are. Am făcut asta doar ca să pot să mut persoane dintr-o casă în alta. Și cam atât, nu vreau să beneficiez de chestia asta. Ce e acolo? Poți să ajungi acolo oare? Nu mă lasă să înaintez, dar uitați-vă cât de mișto e zona. Holy shit, cât de tare e. Nu mă lasă nici să dau go there. Nu mă lasă. Ar fi fain dacă aș putea să merg cu vaporul. Au terminat?
Da, bine, asta, what the fuck, ce picturile astea, pe bune. Saltul Collector, Saltul Collector. Hai să le vină să vedem câți bani facem. Eh, nu, cine știe ce, dar oricum. Te duci la baie, ia du-te tu repede la baie să nu faci pe tine. Bine, știu că aveți voi treabă, dar totuși e destul de rușinos să încep să faci pe tine pe aici. Tu poți să mai pictezi un classic painting, de exemplu, medium painting. Oh, cine e? Julissa cumva a venit în vizită la noi? Ia uite-mă, Julissa! Ia uite, Julissa a venit la noi. Bine, Julissa, stai așa că-s la baie. Treabă importantă aici. Hai să primim înăuntru. Invite in! Bine ai venit, Julissa! Hai la noi. Putem să chemăm toată familia aici, ia stai așa. Invite to hang out at current lot. Andreea, Roxana, Max și nu mai e nimeni în rest. Haide, să facem un grătar, facem ceva chiar așa. Avem grătar, grill. Luăm și noi pe asta, de exemplu, și îl punem. N-avem loc pe aici, un loc amenajat cu o masă, ceva. Aș vrea să fac frumos. Bine, nu prea e safe prin, pe lângă toți copacii ăștia, dar te facem așa. Ăsta acolo. Shit, nu mai am bani. Vreau să fac o, măcar să pun o masă aici afară. O să pun grilul. Doar să-l pun, îl pun aici temporar și pe aia să-l punem undeva pe acolo, facem cu masă, fine. Dar acum putem să o punem pe ea, după ce termină pictura. Creative lesson. Ok, lasă ăla, dă-i Salt Collector. Te-a venit și familia noastră. Bun, tu te duci aici și dai grill. Dai să faci... hot dogs, hamburger, hai să facem hot dogs. Iar Max Junior, dă-te de scrap painting și te-și pictează. Confident abstract painting, medium. Să mai facem niște bănuți. Nu pot să-i controlez pe ei acum pentru că fac parte din altă familie acum, dar... Ia uite-i. Mie unul chiar îmi place schimbarea asta. Pe bune. Oricum o să ne întoarcem și la ei. Dar vreau să... Să joc puțin și cu Max Junior și după asta o să jucăm puțin și cu fetele. Să le găsim prieteni la amândouă și tot așa să-i mutăm, să le mutăm în case diferite. Dar la o vreme asta trebuie să faci. Adică nu poți să stai toată viața cu părinții. Mai ales că ei, ele sunt și Max Junior tot așa, adults. What the f... De ce a făcut asta Max Junior? Măi, ce faci mai aici? Nu l-am mai văzut să facă chestia asta până acum. What? Deci prima dată când văd chestia asta în The Sims. Ok. Ar trebui să dăm... call to meal. Să cheme pe toată lumea la masă. Așa, veniți toți și mâncați. Avem o oasă mare aici. Deși aș fi preferat să o punem afară. Da, na. Deci, că mai trebuie să termine aici tabloul. Oricum el nu mai are mult până termine tabloul. Hai să vedem cât reușește să facă pe el. Nu să facă pe el, niciun caz. Ce a sunat ciudat asta. Miss Work? Da, Miss Work. Lasă work-ul că o să te pun să pictezi. Deja a făcut, deci dintr-un singur tablou el face cât face la muncă. Și unde stă ore întregi. N-are absolut niciun rost. No, you should not really get going, I have to hang out. Stai așa, nu pleca nicăieri. Nu, nici tu. I have to hang out. Toată lumea pleacă, what the f... Măi, stai aici, nu pleca. Asta e gat. Se face noapte și de asta ei vor să plece să culce, dar mai stați. Da. Nu contează, work chat nu mă interesează.
Nu, Andreea, nu pleca. Stai aici. Scream hangout. Și Max la fel. Scream hangout și ție. Ce sunt astea? Mănuși, chestii. Aveam televizor pe aici. N-aveam niciun televizor. O să strâng bani să iau un televizor de la mare. O plasmă, ceva. Și o să o punem exact aici, cred. E un loc perfect pentru televizor. Momentan avem decât 500 de bănuți. Avem, ia să văd, table. No shit, nu table lamp, ci table. Outdoor table. Uite, de exemplu, ceva de genul ăsta. Chiar n-avem nevoie de altceva. Și o să punem aici. Iar grillul va fi tot acolo. Cred că e perfect. Să avem grătarul aici. Și pur și simplu o masă unde putem să mâncăm. Tot ce avem nevoie acolo în grădină. Bine, o să mai facem noi poate și o sală undeva prin zonă. Dar cred că pentru moment e ok. Și vedem și un televizor cât ar costa TV. Asta ar trebui să-l am. Tech Guru, Career While in Startup Branch. Nu știu dacă am făcut Startup Branch, cred că am făcut. Dar e 8500, grămadă de bani. Putea să luăm unul la 2500, de exemplu, 2600, un pic mai mare HDTV. 3400 are, dar pe asta nu poți să-l pui pe perete. 3500, uite, asta cred că e cel mai bun. Din prețul ăsta, din media asta de preț. Dar până una alta vom avea un pinguin, cred. Dar nu pot să pun pinguinul sus. Shit, de ce? De ce nu mă lasă? Ok, o să vedem. Wow, ia uitați-vă câți papuci aici. What the fuck? O grămadă de papuci. Bun, vom vedea noi cum modificăm casa. Dacă aveți idei pentru chestii, lăsați-le în comentarii. Mă gândeam să zic, poate o piscină, ceva, dar ce rost are să pui piscină când avem dita mai lacul ăsta aici în față? Așa că nu cred că e nevoie, dar lăsați-mi idei pentru casa asta nouă. Și probabil că în episoadele următoare vom muta și fetele după ce le găsim prieteni. Tot așa prin metoda aia pe care v-am arătat la începutul episodului. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și un comentariu și ne auzim data viitoare. Pa, pa!